mitraliați ați fost. Mie mi se pare că de unde suntem mitraliați cu școala dezinformării, nu suntem mitraliați cu lucruri care au legătură cu realitate. Încă o dată, afirmații de genul există suspiciuni că dacă nu sunt însoțite de probe, rămân la stadiul de dezinformare și mi-aduc mai degrabă aminte de vremurile de dinainte de 1989. Dai să le rom pe rând. Palavragii să muncească. Corect. Mai mult. Palavragii înseamnă că spui palavre și că vorbești în gol. Păi am luat toată declarația domnului Burleanu, am discutat-o, probabil o discutăm și mai departe și vedem că sunt doar vorbe goale. Și această parte din declarație conține cu adevărat vorbe goale. Pentru că vorbește despre existența unor suspiciuni fără să vină cu probe, da? Spune că cineva urmărește să tranzacționeze arbitraje, cineva urmărește să influențeze decizie comisiei jurisdicționale. Nu, deja o faceți cu comisiile. Probele nu le-am văzut, le așteptăm, probabil în episodul următor. Acum, hai să le luăm pe rând. Mă surprinde că după 7 ani la conducerea Federației Române de Fotbal, apropo știți că domnul Burleanu a făcut un fel de MBA pe vremea în care era la Federația Română de Fotbal, adică s-a școlit la locul de muncă. Probabil transparența i-ar cere să spună când a fost la acel MBA, cine a plătit cheltuielile de deplasare, cine a plătit diurnele pentru perioada respectivă în care dânsul a fost la studii. Dacă nu îl deranjează, probabil că data viitoare vine sigur cu un răspuns. Deci ce mi-ar plăcea mie, că noi tot stăm acum și analizăm, așa ca în America, să vă văd pe dumneavoastră în stânga, pe domnul Burleanu în dreapta, păi nu, și să faceți un debate așa frumos. Mie mi-ar plăcea, dar din câte știu de la domnul Burleanu, el nu vorbește decât la nivel ierarhic, adică cu președintele Gino Iorgulescu. Deci sunteți atare, inferior, da. Eu aș veni, nu e nicio problemă, ierarhic trebuie să respectăm lucrul ăsta. E și asta, deci, probabil că putem să avem o dezbatere cu domnul Vișan sau cu domnul Bodescu. Bineînțeles și mie mi-ar plăcea cu domnul Burleanu, cred că am mai spus. Chiar accept să răspundă el câte 2 minute la întrebări și 1 minut. E suficient. Vreți să spuneți că domnul Burleanu vorbește mult? Nu, vreau să spun că domnul Burleanu atunci când vorbește trebuie să vină cu argumente, cu probe, cu date, pentru că încă o dată e simplu să arunci cu lucruri bombastice, mai ales când de fapt tu nu ești transparent. Pentru că încă o dată... Chiar credeți că nu are ceva concret pe păi care se bazează? Mă gândesc că nu pot să lansezi astfel episode, de acuzații, așa, nu? O faci în episoade, episodul 1... Poți să lansezi astfel de acuzații fără o bază? Păi pare că îl da. Vedeți în stare? Pare este că da. În ceea ce privește lipsa transparenței financiare, dacă luăm toate adunările generale pe care le-am avut la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, nu numai că am depus bilanțul în documentația aferentă adunării generale, ci le-am dat cluburilor inclusiv balanța. Aștept să văd și eu momentul în care Federația Română de Fotbal va pune la dispoziție toate actele financiare către membrii afiliați în momentul în care se desfășoară adunările generale și nu acele rapoarte. Păi și atunci acea firmă de audit. Colorate. Acea firmă de audit, hai să înțelegem ce face un audit. Auditul nu face altceva decât să verifice dacă înregistrările s-au făcut în mod corect și legal în contabilitate. Adică acea firmă nu vine să vorbească despre eficiența managementului, despre eficiența părții economice, ci dacă s-a respectat legislația aplicabilă în materie. Da? Într-adevăr, este vorba de o firmă românească, este o firmă românească mare din punctul nostru de vedere, nu este o firmă de apartament, sunt experți contabili și auditori recunoscuți la nivel național și într-adevăr nu am apelat la o firmă de Big Four din cauza costurilor și cred, de asta trebuie să ne spună domnul Burleanu, dacă nu cumva pe banii primiți de la FIFA există și posibilitatea ca Federația Română de Fotbal să plătească acea firmă din Big Four. Dar asta e o chestiune la care trebuie o chestiune la care trebuie să ne răspundă domnul Burleanu, pentru că dacă luăm regulamentul de la FIFA Forward 2.0, vom vedea că inclusiv partea de audit este eligibilă pentru a fi suportată din banii FIFA. Asta e prima chestiune. Mi-ar fi plăcut să vină cu mai multe argumente în ceea ce privește existența unei așa zise firme de apartament. Nu, repet, nu e o firmă de apartament, dar hai să vedem care sunt consecințele utilizării acestei firme. Pentru că în măsura în care rămâi doar la această informație, nu faci altceva decât să dezinformezi. Firma de apartament, mai departe. Nepublicarea statutului LPF. Rămân surprins că Federația Română de Fotbal nu cunoaște statutul LPF, pentru că în lege spune că în momentul în care modifici statutul, cere avizul la două organizații, Ministerul Tineretului și Sportului și Federația Română de Fotbal.
Deci, cu alte cuvinte, vă asigur că Federația Română de Fotbal cunoaște statutul Ligii Profesioniste de Fotbal și statutul Ligii Profesioniste de Fotbal nu are nicio îngrădire. Am văzut acolo că vorbește despre condițiile de candidatură. Păi e simplu și transparent, le spunem noi. Trebuie să existe o singură propunere din partea unui club, da, pentru a candida la funcția de președinte al ligii și nu există absolut nicio îngrădire. Adică nu există condiții legate de ocupația profesională. Adică de pot și eu, dacă mă propune cineva. Da, trebuie să existe o diplomă de studii superioare, atâta tot. Bun. Conflictul de interese. Angajați. Ce angajați LPF? Păi vedeți, asta e întrebarea pe care ar trebui să o fi pus cei prezenți la conferința de presă distinsului domn Burleanu, pentru că, la fel, dezinformare. Au mai fost niște informații. Păi care sunt? Să le discutăm. Că nu. Poate la CFR, apropo și de observatori, la CFR, domnul Stătescu, că merge, că a mers pe la CFR, poate, nu știu, mă gândesc. Păi și ce legătură are cu... Nu știu, că țin de niște cluburi. Domnul Burleanu a zis cu toată gura, da? O să încercăm să mai lămurim și această problemă. Bănuiesc că și dacă ar fi, nu o să veniți dumneavoastră acum și să-mi spuneți mie, da, domnule, știu, e angajat cu tare la tare club. Mă îndoiesc că există angajații ai Ligii Profesioniste de Fotbal care să colaboreze cu cluburi dintr-o formă de asta, de angajament. A, s-ar putea într-adevăr să existe o persoană care să colaboreze cu cluburile, dar acolo nu e nicio problemă. Există avocatul Paul Mingu, da? Care reprezintă care nu e angajatul, mai multe. Corect, dar nu este angajatul Ligii Profesioniste de Fotbal. Are un contract de asistență juridică cu Liga Profesionistă de Fotbal. Poate avea contracte de asistență juridică cu cine vrea, din rândul cluburilor, din rândul jucătorilor. Atenție, cu o singură îngrădire, să nu reprezinte într-un litigiu părți cu interese contrare. Asta spune legea de organizare a profesiei de avocat. Nu cred că vorbim de niciun impediment moral atâta vreme cât nu există un conflict de interese în litigiul respectiv. Care e impedimentul moral? Dacă ar fi un lider adevărat, domnul Burleanu ar trebui să pună mâna pe telefon, să sune pe domnul Iorgulescu, să-l invite împreună cu echipa dânsului la Federația Română de Fotbal și să stăm acolo până ajungem la o decizie finală în ceea ce privește VAR. Fie că vorbim de o zi, fie că vorbim de două, fie că vorbim, bineînțeles, exagerând un pic lucrurile, de două săptămâni. Da, ar trebui să mergem acolo, ar trebui să discutăm pe reguli, pentru că, încă o dată, formarea arbitrilor. Am înțeles că există declarații care afirmă că vor veni cu documente din care rezultă că e obligație al LPF să formeze arbitri. Așteptăm, da, a spus și domnul Stoichiță după partida dintre Dinamo și Viitorul, că există un regulament precizat că legea nu sportului. Este obligația lor să legea sportului spune așa. Legea sportului spune că Federația Română de Fotbal, de fapt federațiile naționale, sunt cele care asigură formarea și perfecționarea arbitrilor. Convenția UEFA, pe care Federația Română de Fotbal ia bani, așa cum a spus și dumneavoastră, stabilește foarte clar anumite reguli în ceea ce privește formarea arbitrilor de fotbal. Mai departe, statutele FIFA, statutele UEFA, statutul Federației Române de Fotbal. O să vă dau după emisiune extras din statutul Federației Române de Fotbal. Așa a zis și domnul Stoichiță și nu le-am văzut până astăzi. Dacă vreți, luăm o pauză și vi-l caut acum. Nu putem să luăm pauză, că lumea așteaptă aici. După emisiune și data viitoare chiar vă rog să confirmați sau să infirmați dacă v-am arătat textul din statut. Bine, promisiune în direct. Super.